Într-o legătură directă cu noi, profesorul Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale ale Academiei Românei. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnul profesor, știm cine sunt câștigătorii, e evident. Cine sunt cei învinși, domnule profesor, sau cine a pierdut cel mai mult din aceste alegeri? Știm, cum foarte bine ați spus, cine sunt câștigătorii. De fapt, nu e vorba doar de persoane. De fapt, Republica Moldova, după aceste alegeri, se transformă în Republică Prezidențială. De fapt, nu de iure. Este o Republică Parlamentară, dar va deveni Republică Prezidențială, în sensul în care toată puterea, verticala puterii, cum se spune, va fi concentrată în mâna doamnei Maia Sandu și a partidului, cu reprezentare simbolică pregnantă pentru doamna Maia Sandu. Deci, practic, victoria îi va fi alocată, dar și responsabilitățile. În al doilea rând, cine a pierdut? A pierdut, evident, inclusiv prin neprezentare, așa numită tabără pro-est. 48% au fost prezenți la vot. 48% nu este un record. 48% înseamnă că pro-europenii și-au adus oamenii la vot, dar pro-esticii nu și-au adus oamenii la vot. Iar în fieful electorale pro-estice, gen Găgăuzia, Traclia, media de participare a fost mai mică cu 10, 15, 12% decât media pe Republică. Deci electoratul estic nu a fost mobilizat. Electoratul estic nu a participat la vot în măsura în care ar fi putut să participe și asta din două motive principale, lipsa de credibilitate, inclusiv a domnului Voronin, care l-a secundat pe domnul Dodon, ca să nu mai spunem de domnul Dodon, și mai ales neimplicarea Federației Ruse în aceste alegeri la nivel de stat, explicit, politic, de la cel mai înalt nivel. Deci Federația Rusă n-a făcut nici declarații, n-a dat mâna cu niciun lider, n-a invitat niciun lider, nu s-a implicat practic deloc. Asta arată sau explică într-un fel lipsa de apetență electorală a electoratului pro-est, care n-a fost mobilizat să iasă la luptă și asta a avantajat, evident, tabăra estică, nu care, tabăra pro-europeană, tabăra vestică, care se vede iarăși la butoane. De ce n-a prins mesajul aur în Republica Moldova, domnule profesor? Așa cum ați prezentat și dumneavoastră, polarizarea a fost miza acestor alegeri. Polarizarea a fost între PAS, respectiv doamna Maia Sandu, și, mă rog, Dodon, respectiv blocul de socialiștilor și comuniștilor. De ce n-a prins în această discuție aurul? Pentru că campania s-a făcut la Chișinău, pe când campania ar fi trebuit făcută din punctul lor de vedere la București. Faptul că cetățenii Republicii Moldova au văzut încă un partid moldovenesc care vrea unirea, pentru că reprezentanții aurului care se întâlneau cu electoratul erau politicieni, mulți dintre ei fără valoare de întrebuințare electorală de la Chișinău, a contat foarte mult. Șansa teoretică a unui partid din România era să se perceapă ca cei care fac campanie sunt parlamentari din România, senatori din România, altminteri spus să fie altceva decât partidele unioniste din Republica Moldova, care până acum n-au dat scorul de succes. Din păcate s-a mers pe aceeași formulă de a utiliza politicieni din Republica Moldova pentru un proiect așa zis nou, iar populația evident n-a cumpărat această ofertă. Igor Dodon vorbește despre o poziție constructivă, domnule profesor. Aici la ce ar trebui să ne așteptăm? La nimic pe fond. Federația Rusă a avut un singur scop în aceste alegeri, să aibă un pachet de control în Parlamentul Republicii Moldova. Pachet de control în Parlamentul Republicii Moldova pentru Federația Rusă înseamnă un singur lucru. A avea suficient de mulți parlamentari să te asiguri că te poți opune unor proiecte de integrare europeană, unor proiecte de integrare NATO sau unirii cu România. Federația Rusă știe în acest moment că niciuna dintre aceste trei variante nu este pe masă, nu este fezabilă, nu este plauzibilă. Deci, din punctul Federației Ruse de vedere, e foarte bine ca Rusia să nu fie implicată, că pentru că nu are nici responsabilități, nu trebuie să plătească, iar Republica Moldova, pe fond, ca valoare strategică, este nulă, cel puțin în comparație cu Belarusul sau Ucraina. Deci, Federația Rusă, din această perspectivă, are teme mult mai mari de rezolvat. Dacă, în perspectivă, se va pune vreodată problema că acest bloc masiv, partidul doamnei Maia Sandu, să înceapă o negociere pe chestiunea transnistreană, în sensul în care să se forțeze chiar rezolvarea chestiunii transnistrene,
pe ideea nu a unei federații, dar a unui statut special, să fiți foarte convinși că domnul Igor Dodon va fi extrem de cooperant în numele interesului național al Republicii Moldova și va sprijini demersurile acestea dacă PAS-ul va face greșeala să intre în această capcană. Deci Federația Rusă asta așteaptă de la domnul Igor Dodon în acest moment. Nu vrea să facă o poziție agresivă, cum a spus-o și domnul Igor Dodon, dar să fie acolo dacă vreodată se va pune problema soluționării chestiunii transnistrene pentru a reitera pe acest dosar coaliția dintre blocul acum și, blocul, și Partidul Socialistilor din 2019. Acesta este singurul scop al Federației Rusiei în acest moment în Republica Moldova. Acum, în tabăra Maie Sandu, domnule profesor, suficient de puternic această majoritate pentru pași importanți, pentru reforme importante în ceea ce privește, în ceea ce privește apropierea de Uniunea Europeană? Faptul că noi vorbim de apropierea de Uniunea Europeană este iarăși un pas înapoi. În Republica Moldova au fost cicluri electorale de tipul următor. Din 1998, un guvern pro-european, așa zicând, devastat de alegerile din 2001, când comuniștii au luat majoritatea constituțională, eșec al comuniștilor în 2009, vine Partidul European, eșec al Partidei Europene, furtul miliardului, vine Igor Dodon și astăzi suntem în ciclu european. Ce trebuie să facă doamna Maia Sandu este să rupă acest ciclu între Est și Vest și să asigure să așeze Republica Moldova pe o cale europeană, așa cum trenul se așează pe șine. Altminte spus, dacă se schimbă conductorul sau dacă se schimbă mecanicul, trenul să nu poate fi scos de pe șine. Asta nu a făcut Republica Moldova până acum. Și asta este, sigur, o sarcină teribilă pentru un partid din Republica Moldova, pentru că va trebui, la forța politică pe care o are, să livreze și pe termen scurt și pe termen lung. Iar pe termen scurt, ceea ce doresc cetățenii Republicii Moldova este capul lui Moțoc. Doresc o victimă, doresc pe cineva să fie pedepsit la nivel înalt pentru furtul miliardului și pentru toată corupția și umilințele pe care cetățenii Republicii Moldova le-au făcut. Deci sarcina pe termen scurt a doamnei Maia Sandu este să aducă vinovați în fața justiției și importanți, nu pești mici. Sarcina a doua a doamnei Maia Sandu este să așeze Republica Moldova pe calea ferată apropierii spre Uniunea Europeană, altminteri spus, când doamna Maia Sandu sau PAS-ul nu mai sunt la putere, nimeni să nu poată să întoarcă trenul spre Uniunea Europeană al Republicii Moldova. Mulțumesc tare mult pentru această analiză, profesorul Dan Dungaciu, direct la Digi24.